rădăcinilor fragment. Turma visurilor mele, eu le pasc ca oi de aur când a nopții întuneric, în stelatul rege maur, lasă norii lui molate și foiați în pat ceresc, iar în luna argintie, ca un palid dulce soare, vrăjă aduce peste lume, printre stelelor din soare, când în straturi luminoase, basmele copile cresc. Mergi tu, lundrea vieții mele, pe visării lucii valuri, până moderate sfinte se ridică mândre mari, cu tumbrăchi de lavă verde și cu lungi de chiparos, unde neapurile negre o cântare în veci suspină, unde sfinții se plângă cu lungi haine de lumină, unde-i moartea pare negre și cu chipul ei frumos. Una-i lumea închipuirii, cu ei visuri fericite, alta-i lumea cea aerea, unde cu sudor muncite, te-ntreci asupra cel lapte din asâncei coaste seci. Una-i lumea închipuirii, cu ai mândră flor de aur, alta unde cerci viața să tocmești pe un faur, cercarea fierului astă forma cugetării reci. Lasă dor, să nu știu lumea ce dureri cum mai păstrează, îmbătat cu cântec veci, îndrăgit de sfântă rază. Eu să văd mai dulceața unde alții văd de casă, că și așa ar fi degeaba, ca să văd cu ochiul bine, de văd rău sau de nu-l văd, el pe lume tot rămâne și nimic nu folosește de ce cap rămâne treaz. N-au mai spus și azi, alții lumii, de-ai rău să se lase, cine a vrut să asculte vorba, cine aude, cui îi pasă, toate au trecut pe lume, numai răul a rămas. Acele uriașe, însă mute piramide, care stau ca veacuri negre în pustiuri împietrite, cât am mai văzut și ele, ce-ar vorbi, dar avea glas. Cum ești tu, nimeni nu știe. Întrebările de tine, pe istorii lungi unde se ridică ca mine. Și prin valul de gândire, mic ci strânci se sulă, nici un chip pe lume să-l atribuiești ție mi-etern. Ci cu mari cer de îngeri, de ființi o mie, cu un cer încărcat de mite, asfințești din ev în ev. Ting, căci din izvorul scurge a istoriei gândire, poți răspunde la întrebarea ce pătrundea noastră fire, la enigmele din care ne simțim a fi compuși? Nu. Tu măsuri intervalul de la leagăn până la groapă, în acest spaț nu-i adevărul. Orologiul ești ce sapă, tu ne dând o dezlegare, duci la dezlegării uși. Și atunci, punctul de solstițiu a sosit în omenire, din mărire la cădere, din cădere la mărire. Astfel vezi roata istoriei întorcând schițele ei. Însă dar pali, siniștii, o privesc cugetătorii și vor cursul să le abată, combinații iluzoriei. E apus de zeitate și asfințire de idei. Nimeni soarele nu oprește să apuie amurul serei. Nimeni Dumnezeu să apuie de pe cerul cugetării. Nimeni noaptea să se întindă pe istorie mormânt. Mulți bătrâni, copii bătrâni, crezut au cu cânii guvernă lumea, nesimțind că-s duși ei singuri de un văr fără de lume, că planetul ce-i poartă cugetă adânc și sfânt. Și chiar îmi vedea niște poreche ce te-am încântat în vremeni.
Atunci mai ai mers cu cine se valorișează. Statul are nevoie de oameni de caracter. Nu te deștepți cu moralitate în doi lucruri, căci îi propagă relații de vitreșiu și brutalitate. Punct și atât. Referitor la portretele care le-ați văzut în imagine. Emescu a avut 4 portrete cunoscute și cunoscute. La 19 ani, la 28 ani, la 34 de ani și la 37 ani. Cu 2 ani de amurii. Poza din anul 1804 a fost făcută, la 34 de ani. A fost făcută în noiembrie, deci cu 2-3 luni de abri 30 de ani. Autora din imagine spunea că Emescu și tatăl său. Nu era fratele său Matei acolo, Matei nu era Eminescu. Nu vorbesc de poza de grup în care sigur este Eminescu la școală, dar cele 4 portrete sunt cunoscute și cunoscute în literatura română de toți cei care se ocupă de Eminescu. Vă mulțumesc pentru atenție.